găsit, bijuteria de autor spune o poveste în care te regăsești sau pe care ți-o aduci aminte de fiecare dată când o porți. Oamenii au început încet, încet să se îndrepte către ideea de podoabă unică, specială, creată doar pentru ei. Colega mea, Olivia Păunescu, ne împărtășește astăzi în ce constă spectaculosul bijuteriei contemporane. Bijuteriile au fermecat întotdeauna, sunt senzuale și, urmându-și scopul primelor podoabe, ne pun în valoare anumite părți ale corpului. Cerceii sau colierele de serie nu mai sunt atât de căutate tocmai pentru lipsa de personalitate. Bijuteria de autor este prețioasă pentru că spune o poveste. Elementul pe care l-am luat din natură, care vreau să-l reprezint mai departe, sunt ciupercile. Ideea mea de bază fiind faptul că orice frumusețe, atunci când stai să o analizezi, trebuie să aibă ceva. După cum bine știm, ciupercile cele mai frumoase pe care le găsești în natură sunt otrăvitoare. Exact așa e și în viața de zi cu zi și am ales ciupercile că mi se par foarte fascinante. Paul a lucrat încă de mic alături de tatăl său, dar bijuteriile l-au făcut să ia alt drum. Lucrează în cupru și alamă pentru că îl atrag culorile pe care materialele le capătă la prelucrare și le reproduce în tocmai fiecare detaliu. Pentru o singură pălărie lucrează zile întregi. Trebuie să avem o suprafață netedă pe partea asta. Pentru a putea lipi capacul, încercăm să o dublăm pentru a crea iluzia de volum. Încălzește suprafața, după care se decapează pentru a prinde lipitura. Pentru decapat folosesc acid boric. Acum eliminăm materialul surplusul pe care nu avem nevoie, pentru a rămâne ciuperca curată. Dar bijuteria nu este încă gata. Pălăria ciupercii trebuie pilită, lustruită cu ceară și sculptată sub lupa unui microscop. După ce am terminat finisajul, se transformă într-o broșă pe care o putem purta și asorta mai la orice. Pentru noua colecție, Paul a realizat coliere și cercei la fel de spectaculoase, dar inelele sunt de departe cele de care se simte cel mai atras. Am încercat să redau naturalețea ciupercilor, ca și cum atunci când le iei din pădure și le rupi și le înfășori pur și simplu pe deget și, normal, o codiță este mai mare, pentru că nu o să le rupem pe toate la aceeași dimensiune. Creatorul folosește materiale și tehnici ale bijuteriei clasice, dar nu pentru a crea podoabe, ci pentru a da naștere unor gânduri, sentimente sau idei. Toate lucrurile care mă înconjoară mă inspiră. Întâmplări, lucruri care îmi trezesc emoții, sentimente, natura. Andreea lucra în publicitate și era înnebunită după cercei mari, iar în magazine nu-și prea găsea. S-a gândit că ar putea să și confecționeze singură, iar de la vorbă la faptă a mai fost doar un pas. Inițial, plexiglasul i-a fost aliaj de nădejde, dar apoi a descoperit că inspirația ei nu are limite. Ultima colecție, Riredul, este o colecție inspirată din sferă și din univers, din planetele care dețin foarte multă energie și în așa astfel încât am reușit să redau această energie printr-un pigment aplicat pe metal, un pigment roșu. Nu lucrează însă doar cu metale prețioase. Curioasă din fire și foarte pricepută, a vrut să experimenteze. Pentru ea, cimentul, rășina sau lemnul sunt materie primă de bază. O altă piesă dragă mie este o brățară pe care am modelat-o în ceară și care păstrează amprentele mele sau ale amprentele clientului în cazul de față și apoi a fost turnată în argint. Patina pe care am dat-o, am rodinat-o cu negru, conferă un aer mai vintage și în același timp pune în evidență foarte mult amprentele. Cât despre cele care îi poartă bijuteriile, spune că sunt persoane tinere, persoane deschise către nou, cu limite destul de îndepărtate, să zic, persoane ușor extravagante. Puteți admira sau cumpăra astfel de piese unicate de la Târgul de Bijuterie Contemporană de autor care își deschide porțile pe 9 și 10 mai la Sala Dales. 80 de designeri talentați din toată lumea sunt gata să-și vândă poveștile din spatele creațiilor lor extraordinare.